Stimați colegi, când domnul Chicu a început să vorbească despre istoria guvernului predecesor, la mine a fost un sentiment de regret că nu a fost aici în sală domnul Ion Ciban, care a reușit să tragă așa o reciuhă frumoasă, când încă toate curcanele nu dovedit să fie aduse la zooparcul. Dar domnul Ciban atunci a spus un discurs înflăcărat despre 4 miliarde de lei, gaură care a fost lăsată de guvernul precedent. Vreau să întreb, dar mă tem, care funcție a fost domnului Chicu în acel guvern? Stimați colegi, stimați deputați, eu vă propun să răspundem sincer, fără emoții, la o singură întrebare: pentru cine a lucrat mai mult de 8 luni guvernul Chicu? Toți mergem în fiecare săptămână în teritoriu, vorbim cu oameni, cunoaștem nu din auzite cum se simte populația și în ce situație a ajuns businessul. Vă rog mult de tot, măcar azi, să nu apelăm la refrenul, potrivit căruia guvernul a plătit toate pensiile și salariile. Nu este o faptă eroică, este o obligățiune elementară pentru orice executiv să asigure aceste achitări. Fără isterie și manipulări, că de la 1 mai nu avem bani, dacă nu votați creditul rusesc, știind foarte bine că au venit 4 miliarde de lei de la FMI. Stimați deputați, haideți să le luăm pe rând. Ce a făcut guvernul pentru medici și pentru oameni infectați cu COVID-19 și cum a fost gestionată criza pandemică? Starea de urgență a fost declarată fără un plan anticriză, care, apropo, nu a apărut nici ulterior. Avem o cifră enormă de personal medical infectat, de lucrători medicali decedați, care în prima lună nu au avut nici măcar echipament de protecție, cu un laborator de stat neacreditat, cu numărul de teste mai mult decât insuficiente, cu amenzile usturătoare pentru pensionari care ieșau la aer în parcuri și, atenție, nicio pedeapsă pentru oleacă doctorul Igor Nicolaevici, care a încălcat flagrant și demonstrativ toate normele antiepidemiologice. Și apropo, majorarea salariilor pentru unele categorii de medici, nu la toate, este planificată doar după 6 luni de pandemie și nu s-a făcut atunci când oamenii au avut mare nevoie, dar strict pentru perioada electorală. A ajutat poate acest guvern pe timp de pandemie business-ului sau salariaților? Opoziția câteva luni a bombardat guvernarea cu diferite propuneri, în primul rând solicitând ca guvernul să achite 2 luni parțial șomajul tehnic pentru angajați care au fost trimiși acasă după introducerea restricțiilor pandemice. O ignorare din partea guvernului arogant, care a provocat și a stimulat șomajul, iar antreprenorii nu au avut altă soluție decât să concedieze o bună parte din salariați. Businessul mic și mijlociu a fost lăsat de izbelește. Patentarii după închiderea piețelor au rămas fără protecție socială, chiar dacă tot timpul achitau în avans contribuțiile sociale. Nu a fost acceptată nici măcar vacanță fiscală până la sfârșitul anului pentru agenții economici care au suferit enorm și suferă în această perioadă. Chiar și în situația când nu era necesară alocarea banilor pentru a susține businessului, guvernul Chicu Dodon a sfidat bun simț și cu aroganță specifică a refuzat să restabilească cadrul normativ pentru eliberarea certificatelor de forță majoră de către Camera de Comerț și Industrie. Astfel este blocată cu rea voință posibilitatea reeșalonării datoriilor din partea miilor de întreprinderi față de creditori privați. Poate pensionarii guvernanților au beneficiat de la socialismul vostru renăscut. Vă rog, faceți un efort minimum de memorie și amintiți-vă cum noi unanim în decembrie am votat modificările la legislația privind indexarea de 2 ori a pensiilor sub minimum de existență. Era o formulă foarte benefică pentru circa peste 440.000 de vârstnici care le-ar fi asigurat creșterea pensiilor în anul curent cu 15%. Nu au trecut nici 3 luni și guvernul s-a răzgândit, micșorând în jumătate creșterea veniturilor oamenilor în etate. Acum sărmanii bătrâni trebuie să aștepte indemnizațiile unice conform graficului electoral al lui Igor Dodon. Continuăm lista celor pe care i-ați fericit. Fermierii din sudul și centrul țării afectați de secetă severă mai multe luni așteaptă când domnul ministru al agriculturii va îndeplini promisiunea cu declararea stării de urgență, vacanță fiscală și alocarea măcar ceva bani pentru compensarea pierderilor. Producătorii autohtoni din domeniul agroindustrial în fiecare zi ne sună și ne întreabă dacă din 2018
Nu a trecut suficient timp pentru votarea în a doua lectură a condiției obligatorie de a comercializa în supermarketuri minimum 50% din produsele autohtone agroalimentare și fără ca retailer să impună niște bonusuri de 30-40% pentru propriul buzunar. Veteranii războiului pentru independența statului Republicii Moldova le-au crăpat răbdare și au venit săptămâna trecută în fața Parlamentului cu revendicări legitime, dar au primit gratuit doar gazele lacrimogene și au fost trântiți de asfalt. Politica externă echilibrată a guvernului s-a rezumat doar la faptul că Dodon se odihnea până la pandemie foarte des atât în Europa cât și în Federația Rusă. În rest, relațiile de frăție dintre Republica Moldova și România au fost aruncate sub pod. Am pierdut și tranșa a treia din asistența macroeconomică de la UE în valoare de 40 de milioane de euro, dintre care 20 milioane erau granturi. La fel și acordul negociat mai mult decât prost cu Federația Rusă anulat de către Curtea Constituțională. Reforma justiției. Numiți, domnilor guvernanți, măcar o acțiune reală care ar fi schimbat ceva în sistem. La investirea actualului cabinet de ministri, vă amintiți cum Ion Chicu se bătea cu pumnul în piept că în 3 zile e nevoie de întreprinți niște acțiuni urgente în domeniul justiției. Vă plângeți acum că judecătorii și procurorii încă se subordonează lui Plahotniuc. Ce v-a încurcat timp de 8 luni să porniți procedură de evaluare a tuturor judecătorilor și procurorilor cu susținerea experților străini? Unicul lucru la care v-a adus mintea a fost imparțială pe criteriile politice a funcțiilor vacante în CSM. Și totuși, pentru cine a lucrat acest guvern? Răspundem cu fapte. Executivul actual a ajutat și ajută unui grup îngust de antreprenori, apropiații puterii. Noi vedem cum, în situația deficitului imens bugetar de aproape 18 miliarde, sunt alocate 410 milioane pentru subvenționarea ratelor de creditare pentru toți agenții economici și 1 miliard de lei pentru stingerea TVA. În realitate, 2/3 din banii vor merge pentru câteva sute companii care nu au suferit deloc în urma pandemiei. Din potrivă, au avut supraprofituri. Slusări. Avem 10 vorbitori. 30 de secunde. 10 de mii de antreprenori afectați de criză pandemică pur și simplu nu sunt în stare să acceseze creditele după 3 luni de sistare a activității. Guvernul actual, o spun cu îngrijorare, sprijină foarte eficient separatiștii. Câteva companii din Transnistria, contract solicitărilor SIS, au restabilit licențele pentru comercializarea țigărilor și schemelor de contrabande, creșuite de pe ambele mauri ale Nistrului. Dar aceste scheme au fost reluate anume de guvernul Chicu. Executivul s-a dezis de diversificarea surselor energetice și a luat un contract de livrare exclusivă de la Transnistria, majorându-se datoriile noastre pentru gazele naturale și asigurând separatismul valută. Regimul federal a devenit atât de impertinent și inadecvat, încât recent, în mod abuziv, a adus 37 de porturi de control, lângă câteva sali, amplasându-le pe mal scânta urmistului, dar așoate în jurisdicția Chișinăului. Despre acest lucru, mai sunt 9 deputați, domnul Slus. Încă 9, nu sunteți doar dumneavoastră. Eu v-am oferit 30 de secunde.